Valeriu Iftime a declarat în repetate rânduri că și-ar dori să cedeze acțiunile de la Fece Botoșani în cazul în care un finanțator serios ar ancora în locul său în acest proiect și se pare că omul de afaceri a avut tratative cu un alt omolog care este interesat să susțină financiar clubul din Moldova. Am la ora aceasta discuții cu un băiat super simpatic din România care ar veni cum a venit domnul Șucula Rapid. Investitorul este din Piatra Neamț, are o fabrică care vinde foarte bine. Echipa mea are nevoie de un milion și jumătate de euro anual din partea unui proprietar, în condițiile în care vindem foarte puțin și partea de marketing este gestionată foarte bine, a declarat Valeriu Iftime pentru gsp.ro. Doar că planurile lui Valeriu Iftime sunt încurcate rău de poziția deplorabilă pe care echipa sa a ajuns să o ocupe în clasament respectiv locul 14 cu 14 puncte după 12 etape și de asemenea și de înfrângerea dramatică cu Oeșca și Sfântul Gheorghe, partidă terminată cu scorul de 0 la 7. O echipă care este în subsolul clasamentului nu este atractivă pentru orice oricine. Nici nu se uită la tine, se uită la primele cinci. Capitalul de imagine pierdut la acel meci cu Șep și Sfântul Gheorghe Fece Botoșani terminat cu scorul de 7 la 0, este nemăsurat, a conchis Valeriu Iftime. Acesta este și motivul pentru care Valeriu Iftime se gândește serios la o despărțire de actualul antrenor Mihai Teja, cel care nu a reușit să obțină nicio victorie de șapte etape încoace.